Petroșenenii care nu au achitat taxa pentru locurile de veci ale rudelor riscă să-și piardă morții. Administrația Cimitirului Central a efectuat o documentație referitoare la situația actuală a tuturor mormintelor. În urma acesteia a rezultat că în cimitir se află circa 6100 de morminte, dintre care 2900 nu au achitat taxele. Mormintele aflate în neregulă au fost afișate la poarta cimitirului, acolo unde vor rămâne timp de 90 de zile. Dacă nici după acest termen nu vor fi achitate taxele, locurile de veci vor fi repartizate altor persoane. Locurile de veci care nu vor fi clarificate și nu se vor prezenta sau nu vor achita până în data respectivă, vor fi repartizate la alți cetățeni care decedați. În funcție de locul în care se află mormintele, taxele au valoare de 50, respectiv 40 de lei, pe termen de 7 ani. Pe de altă parte, în cimitirul central, în zona sa superioară, primăria a cumpărat recent încă 1500 de metri pătrați de teren. Aici vor putea fi amenajate alte 500 de locuri de veci, 50 dintre acestea fiind deja repartizate.